Așa, acum, doamna cu ghiocul, mamaie, cum a scris cineva, mamaie, da, cu 30 de ani în urmă, când plecam și eu ca tot omul la mare, la mamaia, la eu știu pe unde, când ai să simți că ești magul vieții tale, când ești deja în energiile solare, ești soarele vieții tale, ești soarele pentru lumea din jur, pentru tine în primul rând. Luminezi de, da? Și dacă pleacă cineva, sare, zboară din drumul tău, tu mergi în viteză cu faetonul, da? Faetoneasa, faetonesul, da? Cu cine rezonează. E doar de bine, da? Se clarifică, se dă la o parte energia. Cine e în viața ta, cine nu e, nu mai ai nevoie și nu-ți mai faci griji ce și cum o să fie. Da? Deja ești în energiile alea de care ai nevoie să-ți transforme lumea dinăuntru tău în afară, din afară înăuntru. Și se întâmplă, uite, mine egal, se întâmplă clipă de clipă, tu nu mai să stai să-ți iei popcorn ca la film, să urmărești cum se întâmplă totul, da? Asta eram, da, la mare și treceam prin Mamaia sau ne-am oprit la Mamaia, nu mai știu, și ziceam Mamaie la Mamaia. Așa. Și mi-am adus aminte câteva zile în urmă de denumirea care mi-am dat-o cândva, da? Și peste o zi, două, văd, scrie cineva, Mamaie, nu știu ce și nu știu cum, da. Era cineva dintre ai tăi agățat în pom de așteptare, da? Era agățat și l-ai scos. Da, ai senzorii, da, porniți, da, e dintre ai tăi cineva, din family. Da. Da. A trecut prin ceva. Nouă de săbi, greu, dur a fost. Și acum e acoperit cu 10 de bănuți, adică s-a rezolvat, da? Și roata vieții o învârte. Începe să o învârte, încet, dar sigur. Mai văzut. Și care cum înțelegem? Da, intervenție divină pentru Cavalerul de Cupe. Da. Student sau fiul cuiva. Intervine divinitatea și ajută un fel de. Și ce vrem să mai auzim, scrie acolo dedesubt, să ne distrăm. Curaj, curaj! Dacă ți-e rușine cine ce o să creadă despre întrebarea care mi-o scrii, n-ai făcut nimic. Da? Ești magul vieții tale și lămurește-ți vieze de. Așa. Când ai de avans de bâte, s-au răsturnat bâtele, s-au ofilit. Oh my God, vezi cum cineva trebuia să audă. Vin întrebările, avem și așa întrebările, nu neapărat. Da, scrie, sunt curioasă. A ieșit din iluzie, da? Cine? Queen of Cups, regina de cupe. A ieșit din iluzia de că totul e minunat și totul e cum vroia să fie și nu e. A ieșit, cineva trebuia să audă. 7 de bâte, e drumul pe care te descurci, ai mai mers pe drumul ăsta, ai să te descurci minunat. Da. S-au răsturnat problemele și vibrezi energiile visului, oricare ar fi el, oricare ar fi visul ăsta. Vibrezi, ești în lumina visului. Ai să vezi pe parcurs un fel de. Oh,
Asta mi-am dorit și o să ți se aranjeze lucrurile și ai să înțelegi. A, pentru asta am făcut eu ce am făcut și am dat la o parte. Nu mai am nevoie de ceva, de cineva, un fel de... Unde se cliruie? Se vindecă gâtișorul, chakra 5, ți se vindecă. Bun. Da, acolo e, ok. Deci asta altceva nu-mi zici? Și asta vrăjitoare am întrebat. Ia să vedem și ce te așteaptă. Să tai șerchii, să-i tai de ce nu ai nevoie, da, și în viteză învârți roata vieții. Acolo ești. Tot ce te deranjează, hâști, 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 da? Ok, drum bun.